la un an de mandat sunteți un politician tânăr care a intrat într-o instituție percepută ca fiind învechită, birocratică și ruptă de legăturile de cetățenii europeni de problemele lor. Cum vedeți din interior și cum puteți spune oamenilor că acest parlament poate face ceva pentru ei? Da, adevărul este următorul. Parlamentul European a primit tot mai multă putere de-a lungul ultimilor 10-20 de ani, de la fiecare tratat, de la un tratat la următorul, de la tratatul de la Maastricht, la Amsterdam, la Nice, așa cum la tratatul de la Sabuna, Parlamentul a primit tot mai multă putere și este tot mai atrăgător pentru oameni politici de bună calitate. Reputația despre care vorbiți, reputația Parlamentului drept parcare pentru oamenii politici ai trecutului, a corespuns realității, cred, în urmă cu ceva timp, dar acum, fiindcă într-adevăr poți face multe lucruri pentru oameni, Parlamentul este tot mai, atrage tot mai mulți oameni politici de bună calitate. Adevărul este că un membru al Parlamentului European, raportor pe un buget pe un raport important, poate face mult mai multe lucruri bune pentru oameni decât poate face un ministru al unui stat membru. De exemplu, dacă ești raportor pe bugetul Uniunii Europene, 130-140 de miliarde de euro pe an, ai un cuvânt greu de spus, poți influența foarte multe lucruri. Dacă ești raportor pe, de exemplu, pachetul de investiții lansat acum de președintele Comisiei Europene Juncker, care își propune să atragă 300 de miliarde de euro investiții private în economia Uniunii Europene în următorii ani, la fel pot spune că ai făcut ceva important. Și Parlamentul are tot mai multă putere și dacă ești bun, dacă ești serios, câștigi încredere, ți se vor acorda rapoarte legislative importante, fiindcă și acolo există rapoarte legislative care influențează evident direct viața oamenilor, rapoarte nelegislative. Sunt comisii în care mai mult se discută, în care într-adevăr se face diplomație, lucru important acum, mai ales în fața provocărilor din vecinătatea estică, dar sunt după aceea și comisiile economice, de piață internă, de bugete, de afaceri economice și monetare, unde se fac legi și se influențează în bine, sper eu, viața oamenilor. Lumea percepe mai mult ca fiind intruziv acest parlament, în special în Marea Britanie și țările euroșceptice. Dar vă mai datorez, de fapt, jumătate de răspuns. Cred că este datoria noastră, ca membri ai Parlamentului, să comunicăm despre ceea ce facem acolo într-un fel relevant pentru oameni. Nu putem noi, parlamentarii, miorlăi toată ziua că opinia publică nu este interesată de ce facem noi aici, ce nasol, ce trist, ce păcat că nu se discută teme europene, că și campaniile la alegerile europarlamentare sunt principal pe teme naționale. Păi este responsabilitatea noastră, e vina europarlamentarilor, e vina membrilor Parlamentului European că nu reușesc să-și prezinte activitatea într-un fel care să fie relevant pentru oameni. De aceea eu văd aici și o responsabilitate la membrii Parlamentului European în a-și prezenta activitatea într-un mod relevant pentru oameni. De exemplu, acum despre bugetul Uniunii Europene discutăm în spațiul public, în România, dar și la nivel european. De obicei, când sunt negocierile pentru cadrul financiar multianual de 7 ani, pentru bugetul multianual de 7 ani de zile, discutăm atunci în contradictoriu și în public și se scrie în principal când Parlamentul și Consiliul, cele două instituții care trebuie să cadă de comun acord asupra bugetului, nu ajung la un rezultat și există un conflict. Dar nu scriem în viața de zi cu zi despre lucrurile bune care se întâmplă prin bugetul Uniunii Europene. Dar, repet, nu este o critică la adresa colegilor dumneavoastră de Brasle, ci este o critică la adresa colegilor mei de Brasle, că cred că aceștia nu reușesc să-și prezinte activitatea într-un fel care este relevant pentru oameni, fiindcă oamenii la sfârșitul zilei nu sunt interesați de modul cum ne organizăm noi la Bruxelles, ci sunt interesați de ceea ce facem noi pentru ei, de rezultat, cum se organizează Parlamentul, Consiliul, Comisia la Bruxelles, că sunt 7 sau 6 vicepreședinți ai Comisiei. Nu contează, nu e important pentru oameni. Important e ce iese de acolo. Sunteți purtător de cuvânt al PPE-ului. Europa e acum în fața două probleme care pot schimba configurația și soarta. Marea Britanie cu discuția despre ieșire și Grecia. Cum vede dreapta aceste probleme și cum le poate influența? Da, le iau pe rând. Marea Britanie. Marea Britanie este un element esențial și al trecutului, al prezentului, dar în opinia noastră și al viitorului Uniunii Europene, economic, politic, materie de securitate.
De aceea, angajamentul nostru ferm și foarte activ în următoarele luni va fi pentru a face cel necesar pentru ca Marea Britanie să poată rămâne în cadrul Uniunii Europene. Ce este însă nevoie este ca primul ministru David Cameron, acum legitimat politic prin victoria în alegerile parlamentare, să spună britanicilor adevărul, să aducă discuția emoțională la o discuție argumentată, să spună britanicilor că muncitorii, oamenii, cetățenii altor state care locuiesc în Marea Britanie contribuie mai mult la sistemele sociale decât beneficiază de pe urma sistemelor de asigurări sociale. Că economia Marii Britanii, repet, pe lângă finanțele publice, beneficiază de pe urma migrației, de pe urma pieței comunice europene, a celei mai mari economii a lumii. Deci de aceea mă aștept ca guvernul britanic să aducă discuția în zona, este în interesul Marii Britanii sau nu să rămână în Uniunea Europeană. Și opinia mea este că este în interesul fundamental al Marii Britanii să rămână în Uniunea Europeană. Poate fi Uniunea Europeană îmbunătățită? Evident, da. Evident nu este perfect. Evident că și funcționarea instituțiilor, preocupările Uniunii pot fi îmbunătățite. Și aici, unele din punctele pe care David Cameron le aduce în discuție sunt legitime. De exemplu, reducerea birocrației, eficientizarea la nivelul instituțiilor europene. Este o îngrijorare legitimă a domniei sale. Dovadă și faptul că actualul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a mandatat pe prim vicepreședintele Comisiei Europene cu acest dosar reducerea birocrației și de altfel a fost o propunere a familiei noastre politice. Partidul Popular European, în programul politic cu care ne-am prezentat în fața oamenilor la alegerile europarlamentare în 2014, am spus că vrem ca un vicepreședinte al Comisiei Europene să vegheze la reducerea birocrației și să vegheze asupra faptului că toate inițiativele legislative care vin de la Comisie corespund nevoilor viitorului și nu nevoilor trecutului. Ca fiecare inițiativă legislativă să aibă o dată automată la care să trebuiască să fie revizuită dacă nu se expire, fiindcă nu mai vrem legi care să corespundă nevoilor trecutului și nu ale viitorului. Și iată că acest dezderat al familiei noastre politice a fost transpus în realitate prin desemnarea chiar a prim vicepreședintelui Comisiei Europene responsabil de reducerea birocrației. Deci câteva din îngrijorările Marii Britanii sunt legitime și suntem și noi preocupați să dăm răspunsuri, dar evident că nu putem avea o limitare a libertății de circulație, a capitalului, a persoanelor, a libertăților fundamentale în cadrul Uniunii Europene. Deci dacă David Cameron vrea să reducă Uniunea Europeană la o uniune economică, nu va avea un partener în noi. Grecia. O problemă de altfel mai mare pentru greci decât pentru Uniunea Europeană. Păcatul este că suferă poporul grec, popor care a trecut prin 6-7 ani de criză, oameni care au făcut multe sacrificii, care sunt supuse acum riscului de către un guvern irresponsabil populist, un guvern care nu spune oamenilor adevărul, spune oamenii vor să rămână în zona euro. Și ei le spun, vom rămâne în zona euro, dar vom redefini regulile jocului, nu va trebui să respectăm nicio condiție, niciun angajament pe care ni l-am luat până acum. Ori asta nu se poate. Și de pe urma acestui comportament hazardat a unui partid comunist care nu are de altfel niciun fel de experiență în administrație, experiență politică și, fraților, e complicat să gestionezi o țară într-o situație de criză atât de acută. Deci oamenii suferă de pe urma acestui guvern. Cifrele sunt clare. În urmă cu 6 luni de zile, instituții credibile, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, prognozau pentru Grecia o creștere economică de 2,5-2,9% pe acest an. În acest moment prognoza e zero. Probabil economia chiar va descrește în acest an. Prognozau un excedent primar, deci înainte de plata dobânzilor. Acum prognozează un deficit de mai mult de 2%. Deci e clar că economia, întreprinderile, oamenii suferă de pe urma incertitudinii și a comportamentului acestui guvern. Zona euro, Uniunea Europeană în ansamblu, mai puțin. Reacțiile piețelor au fost luni, dar au fost limitate. Piețele și-au revenit chiar în cursul zilei de luni, marți, chiar mai mult. Deci dacă s-ar întâmpla ceva rău cu Grecia, evident vor fi turbulențe, dar nu cred că Grecia mai este în momentul de față un risc sistemic pentru zona euro, cum poate ar fi fost în 2010, poate chiar și în 2012. Și nu mai este un risc sistemic pentru zona euro, fiindcă
Guvernanța la nivelul zonei euro s-a întărit. Avem un tratat fiscal care limitează datoriile publice pe care fiecare stat care a aderat la acest tratat fiscal le poate face. Avem un mecanism european de stabilitate care, care va ajuta fiecare stat membru care a intrat în eventuale dificultăți. Avem o uniune bancară. Deci guvernanța s-a întărit și Uniunea Europeană are mult mai multe mijloace pentru a ajuta un stat care intră eventual în dificultate. În plus, toate celelalte state care au apelat la ajutor extern, Irlanda, Portugalia, Irlanda și Portugalia de altfel au încheiat cu succes programele de asistență financiară, au recâștigat încrederea investitorilor, se pot finanța singure pe piețele internaționale. Dar toate statele din zona euro, în afară de Grecia, sunt prognozate a avea creștere economică anul acesta. Deci zona euro este mult întărită, statele care și-au respectat angajamentele, care și-au reformat economiile, economii care au redevenit competitive, au câștigat încrederea investitorilor, generează creștere economică și locuri de muncă. Toate aceste state nu cred că ar fi afectate de un eventual șoc din Grecia, dar convingerea mea este și poate ar trebui să încep cu asta că Grecia nu va ieși din zona euro și nici măcar că acest guvern, așa cum este el, irresponsabil, nu cred că va face pași în această direcție. Da, asta e. Dar poate fi Grecia văzută ca un semnal de alarmă a ceea ce se poate întâmpla când extremele politice ajung la putere da. Și fondul accesului populist din alte țări. Da, categoric. Și cred că exact asta trebuie să prevenim noi acum, contagiunea politică dinspre Grecia spre alte state ale Uniunii Europene. Eu am spus-o imediat în ianuarie după ce Tsipras a câștigat alegerile. În Grecia, cred că Victor Ponta se uită la el și jubilează. Văd similitudini extraordinare până în detaliu între Victor Ponta și acest prim-ministru comunist. Limbaj, atitudine, sfidarea Europei, nerespectarea angajamentului. Exact așa cum Tsipras spune lumea cu susul în jos când pe buletinul de vot pentru referendumul de duminică începe cu căsuța pentru nu, exact așa o face și Victor Ponta. Deci, dar vestea bună este că după 5 luni de la preluarea puterii, 5 luni în care, repet, e dezastru, creștere economică nu, incertitudine maximă, nu și-au plătit datoriile spre femei, sunt primul stat dezvoltat care nu-și plătește la timp datoriile față de femei și au intrat într-un club select alături de, alături de Sudan, Somalia și Zimbabwe. Acolo a dus acest guvern comunist țara. Deci, vestea bună e că oamenii în alte țări văd și încep să lămurească. Și de aceea cred că riscul ca partide similare să aibă succes major în țări precum Spania, Portugalia, în lunile următoare, este extrem de mic, fiindcă au primit ăștia puterea, se vede ce au făcut cu ea, îți place că băncile sunt închise, că nu poți să ridici câți bani vrei pe zi, că nu știi dacă îți vei mai vedea vreodată banii pe care i-ai economisit o viață, ești întreprinzător, cum ți se plătesc facturile dacă băncile sunt închise? Mai au partenerii tăi comerciali din alte țări încredere să-ți livreze marfa prin plata la termen sau îți livrează doar marfa pe care deja ai plătit-o. Deci nicio economie nu poate funcționa mult timp cu băncile închise, de exemplu. Deci a dus țara într-o situație care evident nu are cum să placă oamenilor și realitatea este că cu toții privim evoluția din Grecia, oamenii din toate țările și este ca un reflector asupra lor și cred că vor fi dezbrăcați foarte, foarte repede. Cred că grecii îl vor alerga pe Tsipras foarte curând. Deci nu vedeți un risc de rupere și de orientare spre Rusia, de fragmentarea Europei? Nu deloc. Deci sunt liniștit. Tsipras a vrut să facă un experiment cu propriul popor. Sunt evident foarte supărat pe el pentru asta. Cred că vom vedea curând că experimentul lui a eșuat. Nu cred că oamenii din alte țări vor mai face acest experiment. Și cam asta e. Sper să nu avem în Grecia un stat instabil într-o regiune extrem de importantă, în Marea Mediterană, unde trebuie să facem față la mari provocări, cum e migrația ilegală. Grecia este un stat membru NATO, organism internațional în care deciziile se iau prin consens, deci cu susținerea tuturor membrilor. Sper ca Grecia să rămână un membru responsabil al comunității internaționale, dar, repet, nu văd niciun risc major. Mulțumesc. Da, eu mulțumesc.